Vă spun o poveste care o să vă încânte, ca întotdeauna cu minți tot să asculte. Azi vă spun povestea cu prâslea cel voinic și merele de aur să ascultem un pic. La 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 la, eu sunt prâslea cel voinic. Prâslea cel voinic și merele de aur. Era odată un împărat puternic și mare și avea pe lângă palaturile sale o grădină frumoasă, bogată de flori și meșteșugită nevoie mare. Așa grădină nu se mai văzuse până atunci pe acolo. În fundul grădinei avea și un măr care făcea mere de aur și de când îl avea, nu putuse să mănânce din pom mere coapte, căci, după ce le vedea înflorind, crescând și pârguindu-se, venea oarecine noaptea și le fura, tocmai când erau să se coacă. Toți paznicii din toată împărăția și cei mai aleși ostași pe care îi pusese împăratul să pândească, n-au putut să prindă pe hoți. În cele mai de pe urmă, veni fiul cel mai mare al împăratului și zise: "Tată, am crescut în palaturile tale, m-am plimbat prin astă grădină de atâtea ori și am văzut roade foarte frumoase în pomul din fundul grădinei, dar n-am putut gusta niciodată din ele. Acum a dat în copt, dă-mi voie ca nopțile astea să păzesc însumi și mă prinz că voi pune mâna pe acel tâlhar care ne jefuiește." "Dragul meu," zise tată său, "atâția oameni voinici au păzit și n-au făcut nicio ispravă. Doresc prea mult să văz la masa mea măcar un măr din acest pom care m-a ținut atâta sumă de bani și de aceea, iată, mă îndupleg și te las ca să pândești, măcar că nu-mi vine a crede că o să izbutești." Atunci, fiul împăratului se puse la pândă o săptămână întreagă. Noaptea pândea și ziua se odihnea. Iar când fu într-o dimineață, se întoarse trist la tată său și îi spuse cum priveghease până la miezul nopții, cum mai pe urmă îl apucase o piroteală de nu se mai putea ținea pe picioare, cum mai târziu somnul îl copleși și căzu ca un mort, fără să se poată deștepta decât tocmai când soarele era ridicat de două sulițe și atunci a văzut că merele lipsesc. Nepoftită fu mâhnirea tatălui său când auzi spuindu-se astă întâmplare. De silă, de milă, fu nevoit a mai aștepta încă un an ca să facă și voia fiului său celui mijlociu, care cerea cu stăruință de la tată său ca să-l lase și pe dânsul să pândească și se legă că el va prinde pe hoții care îi făcea atâta întristare. Timpul veni. Merele începura se pârgui. Atunci fiul său cel mijlociu păzi și el, dar păți ca și frate său cel mare. Tată său deznădăjduit pusese în gând să-l taie, dar fiul său cel mic, prâslea,
veni cu rugăciune către tată său și-i zise: Tată, atâția ani l-ai ținut, ai suferit atâtea necazuri după urma acestui pom, mai lasă-l, rogu-te, și anul acesta să-mi încerc și eu norocul. Fugi de-a cine, socotitule, zise împăratul. Frații tăi cei mai mari, atâți și atâți oameni voinici și deprinși cu nevoile, n-au putut face nimic. Și tocmai tu, un mucos ca tine, o să izbutească. N-auzi tu ce prăpăstii spun frații tăi? Aici trebuie să fie ceva vrăj. Eu nu mă încumet, zise Prâzlea, a prinde pe hoți, ci zic că o încercare de voi face și eu nu poate să-ți aducă niciun rău. Împăratul se îndublecă și mai lăsă pomul netăiat încă un an. Sosi primăvara. Pomul înflori mai frumos și legă mai mult decât altădată. Împăratul se veseli de frumusețea florilor și de mulțimea roadelor sale, dar când se gândea că nici anul acesta n-o să aibă parte de merele lui cele aurite, se căia că l-a lăsat netăiat. Prâzlea se ducea adesea prin grădină, dau col mărului și tot plănuia. În sfârșit, merele începura se pârgui. Atunci fiul cel mai mic al împăratului zise: Tată, iată, a sosit timpul, mă duc să pândesc și eu. Du-te, zise împăratul, dar negreșit că și tu ai să te întorci rușinat ca și frații tăi cei mai mari. Pentru mine n-are să fie așa mare rușine, zise el, fiindcă nu numai că sunt mai mic, dar nici nu mă leg ca să prins pe tâlhari, ci numai o cercare să fac. Cum veni seara, se duse, își luă cărți de citit, două țepușe, arcul și tolba cu săgețile. Își alese un loc de pândă într-un colț pe lângă pom, bătuțe pușele în pământ și se puse între ele, așa cum să-i vină unul dinainte și altul la spate, că dacă îi va veni somn și ar moțăi, să se lovească cu barba în cel de dinaintea lui și dacă ar da capul pe spate, să se lovească cu ceafa în cel de dinapoi. Astfel pândi până când, într-una din nopți, cam după miezul nopții, simți că-l atinge încetişor boarea ziorilor, care îl îmbătă cu mirosul său cel plăcut, o piroteală moleșitoare se legă de ochii lui. Dar loviturile ce suferi, vrând să moțăiască, îl deșteptară. Și rămase priveghind până când, pe la revărsat de ziori, un ușor fâșit se auzi prin grădină. Atunci, cu ochii țintă la pom, luă arcul și sta gata. Fâșitul se auzi mai tare și un oarecine se apropie de pom și se apucă de ramurile lui. Atunci el dete o săgeată, dete două și când dete cu a treia, un geamăt ieși de lângă pom și apoi o tăcere de moarte se făcu. Iar el, cum se lumină puțin, culese câteva mere din pom, le puse pe o tipsie de aur și le duse la tatăl său. Niciodată n-a simțit împăratul mai mare bucurie decât când a văzut la masa sa merele de aur din care nu gustase niciodată.
Acum, zise Prâzlea, să căutăm și pe hoț. Dar împăratul, mulțumit că pipăise merele cele aurite, nu mai voia să știe de hoți. Fiul său însă nu se lăsă cu una cu două, ci arătând împăratului dâra de sânge ce lăsase pe pământ rana ce făcuse hoțului, îi spuse că se duse să-l caute și să-l aducă împăratului chiar din gaură de șarpe. Și chiar de a doua zi vorbi cu frații lui ca să meargă împreună pe urma hoțului și să-l prinză. Frații săi prinseră pismă pe el pentru că fusese mai vrednic decât dânsii și căutau prilej ca să-l piarză. De aceea și voiră bucuros să meargă. Ei se pregătiră și porniră. Se luară deci după dâra sângelui și merse până ce ieșiră la pustietate. De acolo mai merse o leacă până ce dete o prăpastie unde se și pierdu dâra. Ocoliră împrejurul prăpastiei și văzură că dâra de sânge nu mai înaintea. Atunci pricepură ei că în prăpastia aceea trebuie să locuiască furul merelor. Dar cum să se lase înăuntru? Porunciră numai decât vârteje și funii groase și îndată se și gădiră. Le așezară și se lăsă fratele cel mare. Dar, zise el, când voi scutura frânghia să mă scoateți afară. Așa și făcură. După fratele cel mare se coborâ cel mijlociu și făcu și el ca cel din tâi, atâta numai că se lăsă ceva mai jos. Acum e rândul meu să mă las în prăpastie, zise Prâzlea, văzând că frații cei mari se codesc. Când voi mișca frânghia, voi mai mult să mă lăsați în jos. Și după ce veți vedea că frânghia nu se mai duce la vale, să puneți paznici să păzească și când va vedea că frânghia se mișcă de lovește marginile groapei, să o trageți afară. Se lăsă și cel mai mic din frați și de ce mișca frânghia, de-aia îl lăsa mai jos și lăsară și lăsară până ce văzură că frânghia nu mai sta întinsă cum este când are ceva atârnat de capătul ei. Atunci frații ținură sfat și ziseră: să așteptăm până ce vom vedea dacă face vreo izbândă. Și atunci, ori bine, ori rău de va face, să-l pierdem, ca să ne curățim de unul ca dânsul care ne face de rușine. Prâzlea ajunse pe tărâmul celălalt. Se uită cu sfial în toate părțile și cu mare mirare văzut toate lucrurile schimbate. Pământul, florile, copacii, lighioni altfel făptuite erau pe acolo. Deocamdată îi fu cam frică, dar îmbărbătându-se, apucă pe un drum și merse până dete de niște palaturi cu totul și cu totul de aramă. Nevăzând nici pui de om pe care să-l întrebe câte ceva, intră în palat ca să vază cine locuia acolo. În pragul ușei îl întâmpină o fată frumușică care zise: mulțumesc lui Dumnezeu că ajunsei să mai văz om de pe tărâmul nostru. Cum ai ajuns aici, frate? Îl întrebă ea. Aici este moșia a trei frați mei care ne-au răpit de la părinții noștri și suntem trei surori și fete de împărat de pe tărâmul de unde ești tu.
Atunci el povesti în scurt toată istoria cu merele, cum a rănit pe hoț și cum a venit după dâra sângelui până la groapa pe unde s-a lăsat în jos la ea. Și o întrebă ce fel de oameni sunt zmeii aceia și dacă sunt voinici. Ea îi spuse apoi că fiecare din zmei și-a ales câte una din ele și le tot silește să-i ia de bărbați, iar ele se tot împotrivesc cu fel de fel de vorbe, cerându-le câte în lună și în soare, și ei se fac luntre și punte de le împlinesc toate voile. Ei sunt într-adevăr voinici, adăugă ea, însă cu vrerea lui Dumnezeu poate îi vei birui. Dar până una alta, ascunde-te, vai de mine, undeva să nu dea zmeul peste tine în casa lui, că e năbădăios și se face leu paraleu. Acum e timpul când are să vină la prânz și are obicei de aruncă buzduganul cale de un conac și lovește în ușă, în masă și se pune în cui. N-apucă să-i sprăvească vorba și se auzi ceva că șuieră, că lovește în ușă, în masă și buzduganul se arătă și se așeză în cui. Dar Prâslea luă buzduganul, îl a zvârli înapoi mai departe decât îl a zvârlise zmeul și, când era prin dreptul lui, îl atinse pe umere. Zmeul speriat stătu în loc, se uită după buzdugan, se duse de luă și se întoarse acasă. Când era la poartă, începu să strige. Hum, hum, aici miroase a carne de om de pe tărâmul celălalt. Și văzând pe fiul de împărat ce ieșise înainte, îi zise. Ce vânt te-a dus pe aici, omule, ca să-ți rămâie oasele pe alt tărâm? Am venit ca să prins pe furii merelor de aur ale tatălui meu. Noi suntem, îi zise zmeul. Cum vrei să ne batem? În buzdugane să ne lovim, în săbii să ne tăiem, ori în luptă să ne luptăm? Ba în luptă, că e mai dreaptă, răspunse Prâslea. Atunci se apucară la trântă și se luptară și se luptară, până când zmeul băgă pe Prâslea în pământ până la glezne. Iar Prâslea se opinti odată, aduse pe zmeu și trântindu-l îl băgă în pământ până în genunchi și își tăie capul. Fata, cu ochii plini de lacrimi, îi mulțumi că a scăpat-o de zmeu și îl rugă să-i fie milă și de surorile ei. După ce se odihni vreo două zile, porni după povața fetei la soră-sa cea mijlocie, care avea palaturile de argint. Acolo, ca și la cea mare, fu primit cu bucurie. Fata îl rugă să se ascunză, iar el nu voi, ci când veni buzduganul să se așeze în cui pe care l-aruncase zmeul ei cale de două conace, el îl aruncă mult mai îndărăt, izbind și pe zmeu în cap. Iar zmeul veni turburat, se luptă cu Prâslea ca și frate său cel mare și rămase și el mort. Fata, după ce-i mulțumi, îl povățui cum să facă ca să scape din robie și pe sora lor cea mai mică. Deși e mai puternic, zise fata, decât frații lui pe care i-ai omorât, dar cu ajutorul lui Dumnezeu și mai ales că e și cam bolnav,
din lovitura ce ai dat cu săgeata când a vrut să fure merele, nădăjduiesc că-i vei veni de hac. O săptămână întreagă se desfătară împreună cu amândouă fetele și prâslea, odihnindu-se de ostenelile ce încercase, porni și către zmeul de-al treilea. Văzând palaturile de aur în care locuia zmeul cel mic, rămase cam pe gânduri, dar luându-și inima în dinți, intră înăuntru. Cum îl văzu, fata îl rugă ca pe Dumnezeu să o scape de zmeu, care zicea ea, e hotărât că îndată ce se va face sănătos bine, să o silească oricum să se însoțească cu dânsul. Abia isprăvise vorba și buzduganul, izbind în ușă și masă, se puse în cui. Prânz le-a întrebă ce putere are zmeul și îi spuse că aruncă buzduganul cale de 3 conace. Atunci el aruncă și mai departe, lovindu-l în piept. Zmeul, turbat de mânie, se întoarse numai decât acasă. Cine este acela care a cutezat să calce hotarele mele și să intre în casa mea? Eu sunt, zise prâzlea. Dacă ești tu, îi răspunse zmeul, am să te pedepsesc amar pentru nesocotința ta. Cum ai vrut, venit ai, dar nu te vei mai duce cum vei voi. Cu ajutorul lui Dumnezeu, îi răspunse prâslea, am eu ac și de cojocul tău. Atunci se învoiră să se ia la luptă dreaptă și se luptară și se luptară zi de vară până în seară, iar când fu pe la nămiez, se făcură amândoi 2 focuri și așa se băteau. Un corb însă le tot da ocol croncănind. Văzându-l, zmeul îi zise, corbule, corbule, ia seu în unghiile tale și pune peste mine, că-ți voi da stârvul ăsta ție. Corbule, corbule, îi zise și prâzlea, dacă vei pune peste mine seu, eu îți voi da 3 stârvuri. Unde dă Dumnezeu să cază o asemenea tiflă peste mine? Mi-aș sătura sălașul întreg. Adevăr grăiește gura mea, îi răspunse prâzlea. Corbul, fără a mai întârzia, aduse în unghiile sale seu, puse peste viteazul prâzlea și prinse mai multă putere. Către seară zise zmeul către fata de împărat, care privea la dânsii cum se luptau după ce se făcuseră iară oameni. Frumușica mea, dă-mi nițica apă să mă răcoresc și-ți făgăduiesc să ne cununăm chiar mâine. Frumușica mea, îi zise și prâzlea, dă-mi mie apă și-ți făgăduiesc să te duc pe tărâmul nostru și acolo să ne cununăm. Să-ți auză Dumnezeu vorba voinice și să-ți împlinească gândul, îi răspunse ea. Fata de împărat dete apă lui prâzlea de bău și prinse mai multă putere. Atunci strânse pe zmeu în brațe, îl ridică în sus și când îl lăsă jos, îl băgă până în genunchi în pământ. Se opinti și zmeul, ridică și el în sus pe prâzlea și lăsându-l în jos, îl băgă până în brâu. Puindu-și toate puterile, prâzlea mai strânse odată pe zmeu de-i pârâi oasele și aducându-l, îl trânti așa de grozav, de-l băgă până în gât în pământ și-i și tăie capul.
iar fetele de bucurie se adunară împrejurul lui, îl luau în brațe, îl sărutau și îi ziseră: "De azi înainte, frate, să ne fii!" Îi spuseră apoi că fiecare din palaturile zmeilor are câte un bici cu care lovește în cele patru colțuri ale lor și se fac niște mere. Așa făcură și fiecare dintre fete avură câte un măr. Se pregătiră deci să se întoarcă pe tărâmul nostru. Ajungând la groapă, cletenă frânghia de se lovi de toate marginile groapei. Paznicii de sus pricepură că trebuie să tragă frânghia. Se puseră la vârtejuri și scoaseră pe fata cea mare cu mărul ei de aramă. Ea, cum ajunse sus, arătă un răvășel ce-i dase prâzlea, în care scria care se ia de bărbat pe frate său cel mai mare. Bucuria fetei fu nespusă când se văzui iară pe lumea unde se născuse. Lăsară din nou frânghia și scoase și pe fata cea mijlocie cu mărul ei cel de argint și cu altă scrisoare în care o hotăra prâzlea de soție fratelui celui mijlociu. Mai lăsară frânghia și scoase și pe fata cea mică. Aceasta era logodnica lui prâzlea. Însă mărul ei cel de aur nu-l dete, ci îl ținu la sine. El simțise de mai înainte că frații săi îi poartă sâmbetele și când se mai lăsă frânghia ca să-l ridice și pe el, dânsul legă o piatră și puse căciula deasupra ei ca să-i cerce. Iar frații, dacă văzură căciula, socotind că este fratele lor cel mic, slăbiră vârtejile și dete drumul frânghiei. Aceasta se lăsă în jos cu mare iuțeală, ceea ce făcu pe frați să creează că prâzlea s-a prăpădit. Luară deci fetele, le duseră la împăratul, îi spuseră cu prefăcută mâhnire că fratele lor s-a prăpădit și se cununară cu fetele după cum rânduise prâzlea. Iar cea mică nu voia cu niciun chip să se mărite, nici să ia pe altul. Prâzlea, care ședea deoparte, văzu piatra care căzuse cu zgomot, mulțumi lui Dumnezeu că i-a scăpat zilele și se gândea ce să facă ca să iasă afară. Precând se gândea și se plângea dânsul, auzi un țipăt și o văietare care îi umplu inima de jale. Se uită împrejur și văzu un balaur care se încolăcise pe un copaci și se urca să mănânce niște pui de zgripșor. Scoase paloșul prâzlea, se repezi la balaur și numai decât îl făcu bucățele. Pui, cum văzură, îi mulțumiră și îi ziseră: "Vino încoa, omule viteaz, să te ascundem aici, că de te va vedea mama noastră te înghite de bucurie." Traseră o pană de la unul din pui și-l ascunseră în ea. Când veni zgripșoroaica și văzu grămada aia mare de bucățele de balaur, întrebă pe pui cine le-a făcut ăst bine. "Mamă," ziseră ei, "este un om de pe tărâmul celălalt și a apucat încoaspre răsărit." "Mă duc," zise ea, "să-i mulțumesc." Ea porni ca vântul înspre partea încotro îi spuse răpui că a apucat omul. După câteva minute se întoarse. "Spuneți-mi drept," le zise, "încotro s-a dus."
spre apus, mamă. Și într-o bucată de vreme, ca de când începui să vă povestesc, străbătu cele patru părți ale tărâmului de jos și se întoarse cu deșert. Ea ceru ca numai decât să-i spuie. În cele mai de pe urmă îi zise răpuii: dacă ți-l om arăta, mamă, ne făgăduiești că nu-i vei face nimic? Vă făgăduiesc, dragii mei. Atunci ei îl scoaseră din pană și-l arătară, iar ea de bucurie îl strânse în brațe și cât paci era să-l înghiță, dacă nu l-ar fi acoperit pui. Ce bine vrei să-ți fac și eu pentru că mi-ai scăpat puii de moarte! Să mă scoți pe tărâmul celălalt, răspunse prâslea. Greu lucru mi-ai cerut, îi zise zgripșoroaica. Dar pentru că ție-ți sunt datoare mântuirea puiilor mei, mă învoiesc la asta. Pregătește 100 oca de carne făcută bucățele de câte o oca una și 100 de pâini. Făcu ce făcu prâzlea, găti pâinile și carnea și le duse la gura groapei. Zgripșoroaica zise: pune-te deasupra mea cu merinde cu tot și de câte ori o întoarce capul să-mi dai câte o pâine și câte o bucată de carne. Se așezară și porniră, dându-i de câte ori cerea pâine și carne. Când era aproape, aproape să iasă deasupra, pasărea uriașă mai întoarse capul să-i mai dea de mâncare. Dar carnea se sfârșise. Atunci prâzlea, fără să-și piardă cumpătul, trase paloșul și-i tăie o bucată de carne moale din coapsa piciorului de sus și o dete zgripșoroaicei. După ce ajunseră deasupra și văzu că prâzlea nu putea să umble, îi zise zgripșoroaica: dacă nu era binele ce mi-ai făcut și rugăciunea puiilor mei, mai că te mâncam! Eu am simțit că acea carne care mi-ai dat în urmă era mai dulce decât cea de mai înainte și n-am înghițit-o. Rău ai făcut de mi-ai dat-o! Apoi o dete afară din trânsa, i-o puse la loc, o unse cu scuipat de-al său și se lipi. Atunci se îmbrățișară, își mulțumiră unul altuia și se despărțiră. Ea se duse în prăpastia de unde ieșiseră și prâzlea și plecă către împărăția tatălui său. Plecând către orașul în care locuia părinții și frații săi, îmbrăcat fiind în haine proaste țărănești, întâlni niște drumeți și află de la dânsii că frații lui au luat de soții pe fetele care le-a trimis el, după cum le hotărâse însuși, că părinții lui erau foarte mâhniți de pieirea fiului lor celui mai mic, că fata cea mică e îmbrăcată în negru și îl jelește și că nu voiește a se mărita nici în ruptul capului, măcar că a pețit-o mai mulți fii de împărat. Că acum, în cele din urmă, frații lui i-a adus un ginere prea frumos și că osilesc cu toții să-l ia și că nu se știe de va putea scăpa. Prâzlea, auzind de toate acestea, nu puțin s-a întristat în sufletul lui și cu inima frântă a intrat în oraș. Mai cercetând în sus și în jos, află că fata a zis împăratului că dacă voiește să o mărite cu tânărul care îl aduseseră, să poruncească a-i face și a-i aduce la odoare o furcă cu caierul și fusul cu totul de aur și să toarcă singură, fiindcă așa îi făcuse și zmeul și asta îi plăcea mult.
mai află că împăratul chemase pe starostea de argintari și-i poruncise zicându-i: iată de azi în 3 săptămâni să-mi dai gata furca care o cere fata mea cea mică, că de unde nu, unde-ți stau picioarele, îți va sta și capul. Și bietul argintar se întoarse acasă trist și plângând. Atunci Prâzlea se duse de se băgă ucenic la argintar. Prâzlea, tot văzând pe stăpânul său văitându-se, fiindcă nu izbutise a face furca după porunceală, îi zise: stăpâne, te văz trist că nu poți să faci furca ce ți-a poruncit împăratul. Iată, mai sunt 3 zile până să se împlinească sorocul ce ți-a dat. Lasă-mă pe mine să o fac. Argintarul îl goni zicându-i: atâți meșteri mari n-au putut să o facă și tocmai un tren țeros ca tine să o facă. Dacă nu-ți voi da furca de azi în 3 zile, răspunse Prâzlea, să-mi faci ce vei voi. Atunci se învoiră a-i da o odaie să lucreze numai Prâzlea singur și pe fiecare noapte să-i dea câte o trăistuță de alune și câte un pahar de vin bun. Argintarul îi ducea grija, fiindcă, ascultând pe la ușe, n-auzea alt decât cum spărgea la alune pe nicovală. Iar când fu a 3-a zi, el ieși dis de dimineață din odaie cu furca pe tavă, pe care o scosese din mărul zmeului ce era la dânsul și o dete argintarului ca să o ducă fetei împăratului. Argintarul nu mai putea de bucurie și îi făcu un rând de haine. Iar pe la nămiez, când venise slujitorii împăratului ca să-l cheme la palat, el se duse și-i dete furca care torcea singură. După ce împăratul se minună de frumusețea ei, dete argintarului 2 saci de bani. Fata, acum văzu furca, îi trecu un fier ars prin inimă. Ea cunoscu furca și pricepu că Prâzlea cel viteaz trebuie să fie ieșit deasupra pământului. Atunci zise împăratului: tată, cine a făcut furca poate să-mi facă încă un lucru pe care mi l-a adus la odoare zmeul. Iar împăratul chemă îndată pe argintar și-i porunci să-i facă o cloșcă cu pui cu totul și cu totul de aur și dete s-o rog de 3 săptămâni și dacă nu-i o face-o, unde-i stă picioarele, îi va sta și capul. Argintarul, ca și de alt rând, se întoarse acasă trist. Disprețui ca și întâia oară pe Prâzlea, care îl întrebase și de astădată. Iar dacă se înțeleseră la cuvinte, se învoiră și lucrul se săvârși cu bine. Când văzu argintarul cloșca cloncănind și puii piuind, cu totul și cu totul de aur și ciugulind mei tot de aur, înțelese că trebuie să fie lucru măiestru. Argintarul luă cloșca, o duse la împăratul, iar împăratul, după ce se minună destul de frumusețea și gingășia lor, o duse fetei și zise: iată, ți s-au împlinit toate voile! Acum, fata mea, să te gătești de nuntă! Tată, îi mai zise fata, cine a făcut astea 2 lucruri, trebuie să aibă și mărul de aur al smeului. Poruncește rogu-te argintarului să aducă pe meșterul care le-a făcut. Primind porunca asta, argintarul se înfățișă împăratului, rugându-l să-l ierte și zicându-i: cum o să aduc înaintea măriei tale pe meșter, fiindcă este un om
prost și strențăros și nu este vrednic să vază luminata fața măriei tale." Împăratul porunci să-l aducă oricum ar fi. Atunci argintarul, după ce puse de spălă pe prâzlea și-l curăți, îl îmbrăcă în niște haine noi și-l duse la împăratul. Iar împăratul îl înfățișă fetei. Cum îl văzu fata, îl și cunoscu. Ea nu putu să-și ție lăcrămile care o podidiseră de bucurie mare ce a avut și zise împăratului: "Tată, acesta este viteazul care ne-a scăpat din mâna zmeilor." Și dând în genunche, îi sărută mâinile și pe față și pe dos. Luându-i seama bine împăratul, îl cunoscu și dânsul, măcar că foarte mult se schimbase. Îl îmbrățișă și îl sărută de sute de ori. Dar el tăgăduia. În cele mai din urmă, inima lui înduioșită de rugăciunile tatălui său, ale mamei sale și a fetei care rămăsese în genunche, rugându-l, mărturisi că, în adevăr, el este fiul lor cel mai mic. Prâslea le povesti apoi toată istoria sa. Le spuse și cum a ieșit deasupra pământului și le arătă și mărul de aur al zmeului. Atunci împăratul, supărat, chemă pe feciorii lui cei mai mari, dar ei, cum văzură pe prâslea, o sfecliră. Iar împăratul întrebă pe prâslea cum să-i pedepsească. Viteazul nostru zise: "Tată, eu îi iert și pedeapsa să o ia de la Dumnezeu. Noi vom ieși la scara palatului și vom arunca fiecare câte o săgeată în sus și Dumnezeu, dacă vom fi cineva greșiți, ne va pedepsi." Așa făcură. Ieșiră câte trei frați în curte, dinaintea palatului, aruncară săgețile în sus și, când căzură, ale fraților celor mai mari le căzură drept în creștetul capului și îi omorâră, dar a celui mai mic îi căzu dinainte. Iar dacă îngropară pe frații cei mai mari, făcură nuntă mare și prâslea luă pe fata cea mică. Toată împărăția s-a bucurat că le-a adus Dumnezeu sănătos pe fiul cel mai mic al împăratului și se mândrea fălindu-se de vitejile ce făcuse el. Iar după moartea tătânei său, se sui el în scaunul împărăției și împărățim pace de atunci și până în ziua de astăzi de ori fi trăind. Trecui și eu pe acolo și stătui de mă veselii la nuntă, de unde luai o bucată de batoc și un picior de iepure șchiop și încălecai pe oșa și vă spusei dumneavoastră așa: